Voi, de când sunt aici în pustiu, am scăpat de războiul acesta și am așa o liniște, o bucurie continuă. Și celălaltul previne și spune, ce ai grijă, că fără război nu este mântuire. Cere la Dumnezeu să-ți dea războiul care l-ai avut și du-l așa cu demnitate până la capăt. Nu te bucura de momentele acestea de pace și de liniște. Altcineva spunea odată, unul dintre scriitorii români, nu mă, cu câteva zeci de ani, mi-aduc aminte, la o conferință spunea, zice, atunci când îți este bine, atunci să fii îngrijorat. Nu atunci când îți merge rău sau când ai probleme. Pentru că atunci când îți este bine, uiți, de fapt, de rostul tău pe pământ și de rostul tău în general. Și faci lucruri care nu le-ai face, de fapt, dacă ai fi liber să le alegi. Atunci când ai liniște, nu mai ești liber. Ești încătușat, să zic, de șansele pe care tu le vezi că ai putea să le ai, cu posibilitățile pe care le ai la îndemână. Fie că sunt materiale, fie fizice, sănătatea. Toate lucrurile acestea sunt niște daruri dumnezeiești, dar sunt și niște riscuri pe care noi le avem la îndemână și care pot să ne ducă, să zic, la o stare mai rea decât am fost înainte. Atunci când ești în suferință sau când ești încercat, cu sănătatea sau și material, ești într-o postură mai bună, ești mai aproape de crucea lui Hristos, ești mai aproape de Dumnezeu. Și fiind mai aproape de Dumnezeu, Dumnezeu îți poartă de grijă. Și chiar dacă ai greutăți care spui tu, nu le pot trece. Vezi că în fiecare zi mai trece o zi și în altă zi mai trece o zi și tot uite că le-ai trecut. Și tot ai spus mereu că nu le poți trece. Deci erai poate în pragul deznădejdii și ai deznădăjdii poate prea repede. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, când era prigonit, era urmărit pentru credința lui, pentru mărturisirea de credință și spune atunci aproape când nu mai aveam nădejde, Dumnezeu ne-a scăpat pe noi. Asta este intervenția lui Dumnezeu, atunci când tu nu mai ai nădejde. Dar dacă ai nădăjduit în El înainte, atunci Dumnezeu intervine când tu nu mai ai nădejde. Pentru că tu tot timpul l-ai chemat și El a stat aproape, dar te-a lăsat. Așa cum un părinte bun face cu copiii săi. Nu o să-i cocoloșești și să-i ferești de greutăți, că atunci nu ești un părinte bun. Dar nici nu-i lași singuri să se confrunte cu niște lucruri care știi dinainte că îi vor birui pe ei și îi vor pune la grea încercare. Ci stai pe aproape. Îi lași să se confrunte. Când nu mai pot, atunci intervii. Așa face și Dumnezeu cu noi. Dar face cu copilul care încearcă. Cu ăla care nu încearcă, ce să facă Dumnezeu? Pentru că dacă tu nici măcar nu nădăjduiești pe Dumnezeu și nu chemi pe Dumnezeu niciodată, atunci și când ești la deznădejde, Dumnezeu se lasă greu văzut. Sunt foarte greu se lasă, pentru că nu l-ai chemat. Adică nu ți-ai exprimat din libertatea ta acest gând. Nu i-ai dat voie să intre în viața ta. Aici este iarăși un paradox. Noi așteptăm de la Dumnezeu să facă de toate pentru noi. Dar noi ne punem de multe ori împotrivă. Noi suntem cei care nu lăsăm pe Dumnezeu să facă pentru noi ceea ce vrem. Nu lăsăm. Pentru că avem libertate. E o libertate pe care Dumnezeu ne-o respectă mai mult decât ne-o respectăm unii altora, noi înșine oamenii. Noi nu ne respectăm libertățile unii altora. Adeseori încercăm să îngrădim, începând din casă, să zic. Nu. Soția soțului, soțul soției, merg mai departe, la muncă, se vorbește despre mobbing, despre această, să zic, tentație de a-l face să moară lent pe celălalt, de a-l omorâ un pic în ziua aceea. O răutate care vine, să zic așa, la locul de muncă, de a îl face pe celălalt să nu fie, să zic, în apele lui, de a nu fi, să zic, liber să se desfășoare după toate capacitățile și facultățile pe care i le-a dat Dumnezeu. Este o tentație, să zic aceasta. Și noi ne îngrădim unii altora libertățile. Ne îngrădim foarte, foarte repede facem acest lucru. Cădem foarte repede în această ispită. Dumnezeu nu ne încalcă libertatea noastră. O respectă până la capăt. Dacă tu spui, nu cred, Doamne, în tine și nu vreau să te văd, Dumnezeu stă deoparte și așteaptă. Nu spune Mântuitorul, zice, eu stau la ușă și bat. Dacă îmi va deschide cineva, voi intra și voi sta cu el la masă. Cel mai mare lucru, adică ce la să stai la masă, nu înseamnă a mânca, a sufletul de cel. Și a sta cu cineva să comunici, să stai, să poți să ai părtășie de această comunicare, este masa dragostei despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. Așa cum este Sfânta Împărtășanie.
vii nemâncat de acasă să te împărtășești, te pregătești pentru aceasta, nu mănânci pe săturate să te împărtășești. Dar eu spun sincer, eu niciodată după ce m-am împărtășit, am întrebat nevoie de mâncare câteva ore, cel puțin, cu toate că nici eu nu mănânc, ca și dumneavoastră care vă împărtășiți. Pentru că nu mâncarea cantitativă este importantă, ci calitatea mâncării și, să zic așa, încărcătura sufletească, duhovnicească pe care o are, legătura pe care o găsești în această hrană pe care o primești. Și asta este masa pe care o oferă Mântuitorul Iisus Hristos. Asta este masa pe care o oferă crucea lui Hristos. Pentru că crucea lui Hristos este invitație, de fapt, la cina cea de taină, adică la împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că Mântuitorul spune, zice, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu va avea parte de mine. Spre cruce, zice, cel ce voiește să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze. Așa zice Mântuitorul despre cruce. Dar vedeți, despre Sfânta Împărtășanie, zice, cel ce nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, nu va avea parte de mine. Deci este vorba de o părtășie cu Mântuitorul Iisus Hristos, o comuniune. Dacă n-ai parte cu El, atunci cunoști, din puținul pe cât îl cunoști despre Iisus, o să cunoști și mai puțin. Adică nu o să poți niciodată să înțelegi ce se întâmplă cu cei care se împărtășesc, ce se întâmplă, de ce trebuie acest lucru, nu înțelegi nimica. Găsești să zic toate acestea, să zic mai degrabă, ca un obicei, dar nu le găsești rostul, pentru că tu nu ai făcut această experiență nici de cum. Așa este și cu postul, cum ziceam și altădată, vorbeam cu cineva că, despre post și spunea că nu poate să postească. Zic, dar ai încercat odată. Zice, n-am încercat că nu pot să țin. Că dacă n-ai încercat, cum să nu poți? Cum zici că nu poți? Deci încearcă. Încearcă și vezi. Caută și vezi. Și atunci ai să vezi că poți să faci și lucrul acesta, pentru că câte lucruri nu spune omul că nu le poate face și se trezește că le-a și făcut, ca un moment dat. Acestea sunt, să zic, perspective subiective ale vieții omenești, în care noi vedem lucrurile și încercăm să impunem un punct de vedere, punctul nostru de vedere, și punctul acesta, de fapt, nu este stabil în vecii vecilor, ci este părerea noastră de moment. Și atunci, acest lucru ne învață și crucea, să acceptăm, să zic, încercările care vin asupra noastră. Să nu le căutăm. În canoanele bisericii sunt chiar canoane formulate prin care se spune că mucenicii care au căutat cu tot din adinsul să fie martirizați, deci s-au dus în fața urmăritorilor și au provocat ca să fie, nu sunt recunoscuți de sfinți mucenici în calendarul bisericii noastre, în sinaxarul bisericii. Nu sunt recunoscuți. Deci nu trebuie să cauți cu suferința. Dar dacă ai primit o rabă, primește-o așa cum și-a dus Hristos crucea. Și atunci gândește-te întotdeauna așa cum zice în cele două versete din Evanghelia de astăzi, în versetul 14 și 15 din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, că după cum Moise s-a înălțat șarpele în pustiu, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci cel ce crede și privește la crucea Mântuitorului Hristos și când ne rugăm, este bine să privim la crucea Mântuitorului Hristos și să ne gândim la acest lucru, să nu spunem cum s-a întâmplat urmă cu câțiva ani de zile în Germania, prin anii 96-97, mi se pare, un părinte a deschis un proces la, care a ajuns până de pomină, până la Curtea Supremă la Karlsruhe, prin care se plângea că copilul lui, mergând la școală, este deprimat că vede în sala de clasă o cruce atârnată pe perete, pe care este răstignit un om, adică Iisus Hristos. Și din cauza asta el nu poate să învețe bine. Și s-a întâmplat că și judecătorii au alunecat într-o gândire asemănătoare, laicistă, și au hotărât să se scoată crucea din clasele de școală, că îi deprimă pe copii. Deci acesta a fost, să zic, explicația, nu să educăm pe copii cum să-și ducă crucea, ci să scoatem crucea ca nu cumva copiii să știe cum să o ducă. Deci, vedeți, este exact ce spuneam mai înainte cu cocoloșirea copiilor, adică îi ferește de o confruntare directă. Tot așa, în ziua de astăzi, nu e nicio mirare că vin familii aparținători a unor persoane în vârstă, spune, a murit tata, a murit mama și îl mormântăm peste o lună. Pentru că noi plecăm în concediu sau așa mai departe. Și zic, da, bine, dar haideți să mergem să-i facem
o rugăciune să acolo. Zice, da, dar nu deschide Sicriul, nu vreau să, să-l mai văd sau să-l mai văd așa moarte cum este. Deci se dorește această confruntare. Pentru că nu mai are nici o legătură cu viața. De asta. Și atunci vede numai moartea acolo. Vede moartea și eu cu moartea nu vreau să am de-a face. E firesc, omul se trăiește de moarte pentru că nu-i făcut ca să moare, e făcut să trăiască. Atunci viața este ceea ce este, ce împlinește pe om și dimensiunea dumnezeiască a omului. Și atunci sigur că ne ferim de moarte. Dar acolo nu este moartea. Acolo este adevărul. Este adevărul că noi suntem muritori, ceea ce nu este moarte, ci este viață. Pentru că ceea ce se gândește la moarte, spune în Înțelepciunea Vechiului Testament, tot timpul, acela nu va greși niciodată. Dacă ai amintirea morții tot timpul în tine, atunci nu greșești niciodată, nu te mai ceri cu nimeni, ce rost are să mă cer că muritori suntem. Și el și eu. Deci murim. Și ne-am certat degeaba, am pierdut timpul. Hai să ne bucurăm în viața aceasta, să folosim timpul acesta care avem și să ne facem raiul aici, în mijlocul nostru pe pământ. Să trăim ca frații unii cu alții. Atunci, asta trebuie să ne ducă gândul morții.